Bună seara, dragii mei! Ce mai faceți? Uh, sper că bine, <laughs> pentru că eu uh, nu prea fac bine. În sensul că duminica trecută, uh, când mă fac și eu frumos, uh, mă rad, vorba mă aranjez, mă pomodez, uh, și chiar aveam chef de o plimbare bună, dar utilă și ca de obicei să-mi pușc doi iepuri, am încercat să plec la ora 8 dimineața pe Răcoare, nu? Să fac viața la sel gros. E plăcerea drumului liber, duminică. Bineînțeles că toți țăranii sunt acasă, își văd oile, vacile și porcilor din curte și de alte activități. Eu știu ce mai e acolo. Suică, ce are fiecare, vin. Dar ne un pic ne degrevează că suntem atât de sufocați în timpul săptămânii, și mă refer și la parcarea unde locuiesc, dar nu numai, și trafic, și uh, uh, zeci, sute, mii de mașini. Uh, N-am crezut niciodată că, de exemplu, în uh, partea de vest, uh, lângă Altex Bila, în acea intersecție cu Pod care, în mod normal, după construcția acelui pod, ar fi trebuit să fie complet uh, uh, fluidizată. Atâta-ți trebuie să te duci acolo după 3, jumate, 4 seara. În fiecare zi, nu neapărat vinerea. Dar vinerea e nenorocire. Uh, vreau să spun că uh, sunt așa niște ca pe magherul în București. Nu știu de unde ori pleca și unde ori veni, domne, că... Mă gândesc de multe ori, poate ar fi bine să interzicem munca țăranilor împloiești, pentru că efectiv să vină atâtea mii de mașini de la țară împloiești zilnic și din ploiești în, spre diverse comune și sate ale județului nostru minunat, mi se pare o erezie. Doamne, trebuie industria gândită astfel încât că până la urmă ajunge că era mai bine gândită și planificată pe timpul lui Ceaușescu. Exista până și un minister al planificării, domne. Deci nu așa efectiv haotic, fie ce s-a întâmplat, sufocăm și o săptămână, nu mai putea să iasă din casă, să-și ia nici pâine. Își găsesc mașina lovită în parcare, oglinda ruptă, cauciucul înțepat, de toți nebunii. Deci Uh, ușile, tot așa zgâriate și cu tot felul de obiecte metalice băgate în ele. Uh, Domne, până aici trebuie luat la nivel de municipiu, la nivel de uh, poliție, sigur că da, am măsuri drastice pentru că nu se mai poate. Și ca să continui uh, ideea cu care am început. Deci, de duminică era, eu aici am uh, laptopul pus pe un monitor LG, pentru că trebuie să fac referire la niște date care sunt cronologice, tot așa, nu mai face față tableta, dar am preferat să schimb un pic unghiul și să pun laptopul pe unul din laptopuri, să-l pun pe monitorul LG din fața mea. Da, o să auzi click și eu practic mă uit, mă uit pe monitor pe laptop, pe unul din laptopuri. Al doilea laptop este în spatele meu, e chiar în spatele meu, dar nu-l vedeți pentru că e un pic mai jos decât mine. Deci îmi vine cumva sub imaginea care... Și acela nu e. e. Momentan e pe multimedia, deci are niște programe de video editare, deci nu prea aveți ce să vedeți acolo. Și nici pe ăsta nu aveți pentru că de aici mi iau eu datele. Mă gândeam să-mi printez ca de obicei, dar pierdeam timp. Am destule hârtii deja care mă dau afară de aici și nu mai am nevoie de hârtii, astfel încât am preferat să mă documentez electronic. De aceea ce au zis clicuri înseamnă că m-am dus pe unde mi-am pregătit datele ca să fim coerenți, să nu batem câmpii, cum știți de obicei că nu îmi place. Da? Deci duminică începând acum... Parcă 17, da? 17 septembrie, Ora 8. După cum am spus, am ieșit frumos, mi-am deschis, mi-am sacoșile în și să mă urc și o mașină. Când mă uit, jale în partea stângă la șofer. Rog, oglinda. Electrică. Electrică în genzez, nu că încălzește numai iarna și dezaburește oglinda. Dar și se rotește în toate direcțiile comandată din interior. Deci nu că e o oglindă acolo, că am văzut, e o tendință de minimalizare. Și la constatarea accidentelor, și când vorbești cu un vecin, a, e o oglindă. Păi da' doamne, dar oglinda aia poate să costești și 1000 de lei, plus montajul încă vreo 500, nu? Plus faptul că, uite, de o săptămână nu reușesc să, să plec cu mașina. Mașina este imobilizată în parcare. În afară de o, deci o oglindă a făcută praf. Oglindă electrică cutele cu telecom. Cu, cu joystick. Deci nu. Am observat, v-am spus, o tendință de minimalizare a o oglindă. bun, nu te și cumpără, tu și montează-o tu. Să vezi că te duce. Dacă nu te duce oglinda asta la 1500, să-mi zici ciuciu. Așa. Și. E, Zic o oglindă, ba o dragul, mă bag la volan, plec cu ea așa lăsată, ruptă, e clar, a trecut un nesimțit pe acolo sau s-a răzbunat cineva sau e vreo amenințare, că nu poți să știi. Sau e vreun accident cu vreun nenorocit care la fel, după cum v-am spus, neavând recea la el, neavând probabil nici permis auto, fiind și drogat și bea bine, a fugit după ce a făcut prostia. Dacă mă oi mai jos, abia intrai în efectiv, că nu te aștepți, de ești complet surprins. Când mă uit la mai jos de oglindă, ce credeți că văd? Cauciucul de față și roata lovite și alea, păi și roata stânga față, Ăăă, cauciucul făvul praf, Michelin, a? de toate anotimpurile, nou, nu vorbim de... Am mai spunea cineva, că o fi luat un cui, adică cum am luat un cui și după aia am venit și mi-a rupt oglinda, nu? Păi nu, meu, oglinda aia a fost ruptă odată cu roata din stânga. Probabil că și direcția are ceva. Eu știu cu ce am pus roata aia lateral. O fi venit cu trailerul, cu... Nu, ce să spun, dacă a, dacă a fost unul fără RCA și a fugit și a fost accident auto. Dar după câte le văd așa, una sub alta, acolo a fost o, un criminal, adică omul s-a probabil, nu știu, mă cunoaște de undeva, s o fi uitat pe Facebook, s-o fi uitat pe internet sau mă cunoaște personal, asta n-am de unde să știu, sau pur și simplu este cineva, cum să vă spun, un criminal de profesie, venit aici să se judece la, la curtea de apel, din cinci județe cât are curtea, da? din Buzău, din Dâmbovița, de... aici am început să se plimbe toate județele curții de apel. Și nu mai știi, vezi avocați, tot felul avocații, zuri cu tot felul de infractori, țipând unii la alții, ocupându-ți locul tău de parcare și dacă îi spui frumos să dea să intri și tu acolo, să-ți face semn așa până, 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 până geamul, să te duci dracule, adică ce? El e, el are proces la curtea de apel, domne. A vins curții de apel. Vedeți cum rezolvați această situație, că este neplăcută. Mereu parcarea la blocul de vis a -vis, de la intrarea dumneavoastră a mașinilor, este blocată de tot felul de persoane. Nu vorbesc numai de avocați. Și sunt și ele. Vorbesc în primul rând de cei veniți să, să, să fie judecați la dumneavoastră. Și sunt nervoși. Unii sunt negri la față. Le tremură mâna și buza. Pentru că urmează să intre, să primească tot felul de sentințe grele. nu asta e treaba mea că primesc sentințe grele. Dar în timpul ăsta ne face viața grea aici, ne ocupă parcările, dar ne sufocă, nu mai putem să ieșim din apartament. Mașinile sunt, o, sunt, sunt blocate din toate părțile, de tot felul de mașini, de Dâmbovița, de Târgoviște, care vin aici să se judece. Mai sunt câteva județe, nu știu, n-am stat să fac o, o statistică. Dar efectiv toate județele arondate ai curții de apel, mașinile sunt aici, pe capul nostru, ale inculpaților. Sau nu neapărat inculpați, că sunt și procese civile importante aici. Ale părâților, sau eu știu ce sunt, plângătorilor, nu știu cum. Deci, trebuie rezolvată cumva. L -l 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 trebuie să li se pună de în cadrul primei ședințe de să nu mai blocheze parcarea blocului vecin care este chiar la ieșirea din curtea de apel a mașinilor. Deci nu se poate, deci trebuie să le pună președintele fiecărui proces, cu asta să înceapă. Dacă aveți mașină și ați lăsat-o în fața blocului ă, vecin și ați blocat, vă rugăm să vă duceți, să o duceți unde știți, dar nu o lăsați acolo. Și sub decăderea procesului. Nu că, deci efectiv, s-a scăpat situația asta. Eu sunt de acord. Procurorii, judecătorii, angajați, toți au parcările lor, probabil prin subsol, în fine, în cadrul curții de apel, sunt, nu ne deranjează ăștia. Deci, eventual, pot să zic că până trafic, da, cât trafic e și cât se angajează, totuși, vă, vă că nu e așa un aflux formidabil. Deci, fiind numai bă, tribunalul și curtea de apel, nu sunt chiar atât de foarte mulți angajați și foarte multe completuri și foarte mulți procurori și foarte mulți judecători. Problema sunt acești oameni judecați aici și la tribunal, că mai bine, poate mai bine lăsa tribunalul unde era, în clădirea unde e acum a Termoprahova. Ca să mai, un pic mai degaja un pic zona asta. E adevărat că e clădire nouă, e frumoasă. Nu poți să pretind să stea ăia, acolo, tribunalul în clădirea PECO, cu 30 de ani, și cu, să aici, să stea numai curtea de apel. Eu am înțeles asta. Dar trebuie găsit o soluție. E, pentru acești e, oameni care, bun, vii că ești chemat la instanță, sigur că da, nu, 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 nu poți să refuzi. Dar în cadrul primei instanțe. Se poate aviza Cine a lăsat uh, mașina, și a blocat mașini sau a, uh, a supraaglumera parcarea blocului? Imediat este un singur bloc uh, lângă Curtea de Apel, da? Pe Maiorescu. Deci este vorba de blocul 33 în 1 care are o singură parcare exact unde este ieșirea mașinilor din, uh, din Curtea de Apel. Mașinile magistraților, procurorilor grefierilor și ce mai aveți dumneavoastră și personalului tehnic, sigur că da. Deci aici este singura noastră parcare în care efectiv și mulțumesc lui Dumnezeu că era parcată și mașina mea. Pentru că dacă era în spate pe undeva se invoca imediat că nu există camere, că nu se vede, nu se poate demonstra. Cu ocazia asta vreau să spun că dar haideți să o luăm cronologic, să nu sărim așa peste, fără niciun sens. Deci am tipărit, să spunem, în sistemul Alian siria că având asigurare și casco, și recea, cumpărate împreună ca pachet online, bineînțeles, că mai așa se mai poate cumpăra, nu mai găsești că nu mai găsești nimic, anul trecut, la un preț sigur că da, nu poți să zici bunicel că totuși uh, uh, 2200 sau 2500 cât a costat pachetul nu e chiar atât de, de acolo. Deci pentru un casco, da? Și casco cu recea. Problema mea că s-a scumpit și receau au vârtoși de tot. Și uitați că mie nu-mi trebuie. De mie de 35 de ani nu-mi trebuie recea. Eu n-am produs ce 35-40 de ani de, de condus. Dar uh, eu de atunci am carnet. Și n-am folosit niciodată receaul meu asigurarea mea să dau altui șofer care l-am lovit sau i-am creat o problemă în parcare. Dar niciodată. Să poate verifica. Cine, cine, e amator de statistici, poate verifica ce spunea. Și știți că eu întotdeauna spun adevărul. Că nu s-a întâmplat odată să, să spun să bag o minciună în viața mea. Uite ca dovadă, uite-l puteți... Pentru că tot domnul șef serviciu circulație din cadrul IJPPH Domnul șef serviciu Aron Marius, da, care mi-a eliberat, sigur că da, a pentru o reparație, mă rog, provizorii așa cum e, că nu se știe despre ce e vorba aici. Aici v-am spus, putem avea cu multe chestii. Poate fi fugă de la locul accidentului, poate fi, sigur că da, un ac criminal, poate fi o amenințare în stil mafiot, deci nu poți să categorisești așa o oglindă și o roată și o ușă. Toate în același timp, în aceeași dimineață, găsită făcute de Mașina, repet, trebuie luată pe trailer. Că nu mai poate fi uh, 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 luată de cineva din. Uh, 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 și să te apui să șurubărești. ce să faci. Păi, chiar vorbeam cu domnul șef serviciu circulație Aron Marius, uh, vineri. Uh, uh, domne, am casco și stau să-mi repar roata singur? Cum vine? Am casco și recea de 2000 și nu știu cât de ron și stau să... Dar nici nu pot, pentru că sunt strânse roțile, sunt păgenți de, de aluminiu și sunt strânse cu niște pistoale speciale. Nu poți să desfaci roata aia și să vrei să o schimbi. N-ai cum! Eventual să rup șuruburile alea sau să rup geanta. Dar n-ai atâta forță, te distrugi tu în primul rând. Și în afară că am și eu o vârstă, nu? Păi chiar am spus la lui domnul uh, Aron Marius. A nu dacă mă propuneți așa, să, că îmi spunea să schimb brata. În Afară că nu e voie să o schimb pentru că este crud, uh, e un dosar penal în formare aici. Deci nu ai voie să te atingi, tu să faci mecherică, după aia te, te lasă baltă tot și, zice, păi, te-ai ți ai tu ți-ai făcut roata, uh, ai chemat, nu știu cine și acum vrei noi să te. Adică trebuie lăsat așa până se declanșează sistemul și de asigurări, sigur că da, și pe partea cealaltă, independent de repararea mașinii, evident că nu o să stau acum să aștept poliția și procuratura să pot repara mașina ori pe recea, ori pe cască, ori pe amândouă, pe ce fi, nu, ca să pot pleca și eu cu ea, nu? Că n-am cumpărat-o o să țin în parcare de monstră și să am asigurări de 2500 pe lună și să mă uit la mașină, cum, cum doarme în parcare făcută zob de un, de un, ticălos, de un infractor. Că, și dacă a fugit de la locul accidentului cu mașina și nu a rămas și să fi dat rca lui să mă fi sunat, aveam număr în spate, tot, tot, tot era, putea să mă sune, dacă era de bună credință, mă suna și doamne, uite, am fost tâmpit și cum a fost acum un an, da, am fost un tâmpit și uite, am dat cu spatele, n-am văzut-o și ți-am stricat roata, ți-am stricat și oglinda. Ușa nu înțeleg cum dracu a stricat-o. Era pe partea dreaptă. Are așa 2 cm, parcă a băgat-o o, un cuțit metalic un briceag în ea. Așa se vede semnul ăla. Și uh, repet, uh, sigur că da, e o treabă bună. Și mulțumesc domnului Aron. A fost foarte drăguț să încep cu asta, Aron Marius este șeful serviciului circulație din Ploiești sau pe Prahova, probabil. Nu știu exact cum sunt organizații. Eu țin minte când serviciul circulație era pe Vasile Lupu. Era o altă organizare, acum sunt pe, pe Gheorghe Doja. A fost a poliție care o știți cum ar veni. A fost foarte frumos lucrul ăsta, pentru că oricând cineva putea să nu neapărat pe mine, să ne întrebe, domne, dar unde figurează Asta este de acum Acum toți puteți sta liniștiți, da? Am autorizația de reparație, că o fi, v-am spus, amenințare mafiotă, că o fi un criminal care a scăpat de la curtea de apel și în drum spre Buzăul lui a mai distrus o mașină. De necaz, că nu, că nu iese procesul la Ploiești, la curtea de apel. Că o fi un, un bețiv și un drogat, că posibil și asta care mi-a lovit fără RCA, fără carnet, cum vedeți că așa se conduce mai, mai modern, așa e. Să fii bețiv drogat, fără carnet, fără certificat de matriculare și să omor câțiva oameni, nu? În lipsa oamenilor e bună și o mașină să o omor, nu? Deci a, așa s-a ajuns. Deci pot fi multiple lucruri, dar de cu chestia asta, a, a, a bătut un țăruș, cum să zice. Deci acum poate să stea liniștit și parchetul, da? Pentru că situația evidentă a ajuns și la poliție, și la parchet, și la, și la domnul președinte de la Curtea de Apel. O să vă întrebați de ce. E o situație particulară aici. Că, na, în mod normal e poliție, da, eventual criminalistică și uh, circulație și uh, parchet. Da? Parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești sau... <coughs> Sigur că da, m-am gândit că <coughs> poate e din alt județ omul. Și evident că am trimis și la parchetul de pe lângă tribunalul Prahova, ca, ca să-i poată, cum să spun eu, să-i poată urmări pe raza celor cinci județe ale curții de apel. Păi dacă trimiteam numai la parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești, ce făceam ăștia? Au competență, zic eu, nu știu, s-ar putea să mă înșel. Au competență numai în Ploiești și Prahova, hai să zicem, da? Dar dacă ar fi ăsta, infractorul, dacă e fugarul, fugitivul, cum să-i zicem, criminalul fugitiv. Era și un serial, fugitivul, care să niște crime și fugea toată viața lui să nu-l prindă justiția. Păi că am așa ceva, e și aici. Și vreau să spun că. Chiar și la parchetul de pe lângă Curtea de Apel. De ce? Pentru că eu adresându-mă direct domnului președinte al Curții de Apel, este judecător, e magistrat. E pe cea mai importantă poziție da, de magistrat din cinci județe sau câte sunt în Curtea de Apel. Dar, evident, că dânsul are și probleme administrative pe cap, între care și problema mea acum. De ce? Pentru că toate camerele de la curtea de apel de luat vederi, webcamurile care asigură paza întregului teritoriu și bat pe această ieșire a curții de apel a mașinilor, toate camerele au văzut și ce s-a întâmplat cu mașina mea din parcare. Pentru că mașina exact acolo era pusă, la ieșirea mașinilor din curtea de apel. Sigur, în parcare, fără să blocheze absolut nimic. Avem o mică parcare. Nu e cazul să facem harta acum, să facem desen. E făcut desenul, sigur că da, la, pe Toja, la Poliția Circulație, pe declarație. Deci am intrat în legalitate, cum să zic, pe declararea accidentului. Că, bun, eu trimit la poliție, trimit la parchet, trimit, dar încă n-aveam ceva la mână. era o mașină imobilizată în parcare, care tot așa este și acum. Uh, și altfel ce? Că dacă mă întreba oricine, domne, n-am niciun document. Care Bun, să vedem mașina cum arată. Dar îți trebuie ceva scris, da? Pentru ca ceilalți să-și facă treaba, liniștiți acum. Și revenim cu. Uh, ca să nu, nu mai fiu obligat să explic de ce uh, am trimis la președintele curții de apel. E normal, dânsul administrativ vorbind acum, fără și o legătură cu procesele, probabil că aprobă și această urmărire și salvarea materialului video de pe camerele lor de supraveghere. Că acolo e imposibil, cu siguranță e un sistem ultra performant de filmare și se vede tot. Deci îl prinde sigur. 99%. Nici nu se pune problema. Și poziția, și calitatea. Deci ce se întâmplă? Noi avem camerele, avem webcam la, la, bloc, dar nu prinde colțul ăsta. Prinde numai cealaltă parcare, care chiar în fața blocului, nu prinde după colț. Deci nimeni nu s-a gândit după colț și toți s-au gândit că, domne, fiind curtea de apel aici nici nu mai are rost. Cum să pui o cameră la Iurea? Nici n-ai voie, mi se pare, pe domeniul public n-ai voie să pui o cameră. Numai pe blocul tău, care e monitorizat. Deci, cu siguranță n-ai voie. Și cine s-a gândit că o să apară infractori care să facă, să producă crimă și distrugeri de mașini și amenințări criminale chiar în fața, nu ușa domne, nu ușa curții de apel. Deci este ceva să ajut, ajuns, vă spun, că ăștia dacă nu sunt struniți și nu se găsește o modalitate să fie înconjurați domne, tot cartierul atunci și dați cartelă de intrare. Pentru că este prea importantă curtea de apel, o să, o să auzim odată, Doamne ferește, că unul supărat pe acolo, sau eu știu, prietenii lui, au omorât 5, 6, 7 oameni aici, ori de angajații ai curții de apel, ori de la vecini, adică noi. Nu se poate așa să n-ai, cum să spun eu, o, previziune. Asta e o previziune. Se poate întâmpla oricând, mai ales că aici vin mereu cele mai grave cazuri. Gândiți-vă, deci la curtea de apel nu să judecă vânzări la o bordă spreiuri de șosete, de maieuri și de chiloți. Deci aici vin cele mai grave cazuri, și în civil și în penal, mai ales acolo e pericolul mare. Deci vă spun, și sunt ore de vârf, când sunt atâtea mașini din toate județele și avocații înfuriați, mă rog și la față, urlând în telefon, în mașină. Deci nu știu, dar efectiv dacă îl întrerup și îl bați în geam să, să dea mașina mai așa, că vrei să iei și tu, domne, din parcarea ta, a blocului tău. Da? efectiv să uită la tine și mai că nu să, să cu telefonul în cap, domne, că ea vorbea la telefon și te o deranjezi. Și deci, efectiv are o, o reacție așa, dă-te domne, de aici ceva de genul ăsta, nu vezi că vorbesc și eu sunt cu fundul în Baritai mercedes că sunt avocat. Dom'le, dom'le, raționați, nu veniți aici la, uh, cum să spun, la uh, terenul de încercare, de lupte al, uh, al forțelor speciale. Păi și un cartier civilizat, ar trebui să fie liniște, să nu vină, uh, cum să spun, să vedem cazuri disperate, să vedem oameni, oameni uh, înfuriați, poate, poate unii nu-și merită pedepsa, poate unii și-o merită, dar tot înfuriați sunt. Păi ni se sparg nouă în cap toate astea și ni se distrug mașinile? Păi mâine, păi mâine o, să, o să găsim copii rupți, violați de ăștia. Dacă continuă așa. Mare atenție curtea de apel. E un mare apel ăsta. Trebuie găsită o soluție. Nu o să găsești paznici sau, eu știu, alte soluții... Uh, legale coercitive, înconjurăm, domne tot, eu, tot Maiorescu. Îl înconjurăm cu sârmă și cu bariere. Și cine intră aici numai pe bază de cartelă. Nu mai are ce căuta toată pleava din, din cinci județe să, să stea pe capul nostru aici să ne să aprofeze. Bă, nu e posibil așa, dar e și periculos. ce e asta? Vă rugăm să le... Ori, sau le organizați dumneavoastră, eu știu, parcări în interiorul curții de apel și locuri de uh, vorbit cu avocații, sigur că da de uh, parcare pentru mașinile avocaților păi, uh, noi suntem obligați să stăm cu ele în capul nostru cu mașinile avocaților și ale inculpaților nu vă gândiți și iată ca dovadă, iată ce s-a întâmplat uh, de mi-am găsit mașina distrusă în parcare nu s-a întâmplat niciodată de când sunt aici așa ceva și asta pentru că uh, E o prea mare libertate. În jurul unui curs de apel. Domne, nu e aici, vă spun. Dacă ar fi un post de poliție aici, ei sunt polițiști. ei ia la bătuie polițiști de jur, Dar aici e deja o instituție, da, cu gulere albe, cu pretenții, cu vorba cu. Deci se zice curte de apel, nu? Este aproape la nivel de o înaltă curte de justiție. Deci că este efectiv ca un minister până la urmă, ca, o, ca în alta curte, ca maciaș, lucru, că ați văzut la în alta curte, au oh, prea să mai judecă mare lucru, decât dacă se respinge, sus. deci la curtea de apel să stabilește cine ce și cu. Deci este atât de important încât, în afară că trebuie păzită ca lumea, cu elemente umane de forță în armate, care să se uite permanent pe stradă cine circulă. Dom'le, uite ăsta care mi-a distrus mașina. Dacă venea frumos dintr-o mașină, da? Venea o mânecă, zic că a primit o sentință sau simte el că o să primească o sentință de 10 ani de pușcărie sau de 20 de ani și vine frumos la ultimul la ultimul proces, da? Cu o gentuță frumos, parchează mașina aici, îmi rupe mie mașina, mi-o mi distruge, mi-o mi face zob, da? De furios probabil că bagă și cu o sulă de aia în cauciuc sau cine știe ce a făcut și se duce la judecată după aia. Și acolo are o bombă, domne. Vă dați seama ce se poate întâmpla aici? Sau, sau poftim, ia de, din cartierul nostru de aici un copil, îl ia o static. Sau doi copii, ia o static. Și, și pleacă cu el la unde, de unde locuiește el. Nu mai vine la proces, că știe că o să piardă. Să răzbună pe doi copii. Vă dați seama ce, ce de norocire poate fi. Pentru că asta s-a întâmplat acum. Deci mașina asta, vă spun eu, nu este uh, mai mult ca sigur, este 75 este uh, agmafiot, violent, uh, de amenințare. Deci uh, s-a suit probabil pe oglindă că este ruptă de, este ruptă de sus în jos a rupt-o, da? am spus ce oglindă e, nu e o banală oglindă, da? E, și după aia, ca să fie tacămul complex, să se simte el satisfăcut în crima lui, a scos și cuțitul și a înfipt probabil, în cauciucul meu nou nouț, e, Michelin, da? Păi știți că costă un Michelin acum? Că era nou. E Michelin de toate anotimpurile, nici nu trebuia să-l dau jos iarna. Și de zgomot redus, adică eu nu, nu am zgomot deloc când merg pe... Nu se aude huruitul de cauciuc pe, pe carosabil. De la contactul cu la aia. Eu nu au nimic în mașină, practic. Eu merg să de vântul. De, datorită acestui. Și acum să vină un nenorocit să-mi să, -mi, să -mi taie cauciucul, da? Cu, cu, cu un cuțit și cu, sau cu o pentru că asta a fost, a fost simultane alea, nu că am luat un cui și nu știu ce, și am venit și, vezi, Doamne, după aia, în aceeași zi, aceeași secundă, a venit și infractorul și mi-a rupt și oglinda. Ai, domne, că astea sunt, sunt banii verde. Nu pot poți să crede, e simultan ce s-a întâmplat acolo. Deci, efectiv, s-a suipă în mod premeditat, nu că s-a jucat. A vrut să-mi demonstreze cât de tare e și că nu-l prinde nimeni și că nu-i face nimeni nimic. Uh, de ce? Mai că m-a mai întrebat cineva, nu știu. Sunt persoană publică, am 500.000 de followeri, am 15.000 pe Facebook, nu știu de ce. Sunt mulți nebuni, sunt supărați pe viață. Și ce zice? Îl urmărește pe Păi, ca să vă spun pe scurt. Uitați, îl vedeți? Și ce mi-a zis? acum o săptămână, că m-a întrebat uh, domnul Aron Mihai de ce nu-l dau în judecată. Mă trezesc pe Facebook că mă înjură Zice, fotos mama, mătii, firul al dracu, așa, dublă, ca să fie foarte dură. Ce ceas de aur masiv ai? Băi, nu știu ce ceas, niște, de-astea ordinare, de parcă eram eu supusul lui, sau cine știe ce dracu eram, de parcă era, era Dumnezeu și eu eram o, o furnică, ceva de genul ăsta. Pe Facebook, doamne, dacă au sărit așa și ceilalți fani ai mei, The... Probabil că l-au și raportat, că am văzut că n-am mai zis nimic, probabil e blocat acum. Și l-au făcut. De... Eu nu mi-am permis să-i zic nimic, pentru că nu, nu mă cobor în halul asta să mă apuc la jurătur pe Facebook. Deci, eu, Facebook pentru mine, v-am spus, este o sculă, e... deci e un canal creativ, da? Sunt persoană publică, am 15.000 de uh, followeri. E, e foarte bun Facebook-ul, dacă îl știi să-l folosești, nu dacă ești un, un ăsta. Unu, ce-l interesa pe el și să fi fost de aur, domne, ceasul ăsta, da? Masiv, cum spunea bău ăsta. Ce te... Era să zic eu, ce te interesează, domne? Ce, ce la... La un eu dacă e de aur masiv, da? Să se ducă și javra aia, să se să muncească, să-și ia și el unul de aur masiv. Dar atât de prost încât nici nu știa să scrie bine. Era așa, un scris aproximativ în românește. Și am spus, cum să spun, domne, totuși văzând că omul cu și ăștia era un adevărat scandal acolo, că i-au sărit ceilalți fanii în cap. L-au trimis nu știu unde, Vă unde... <laughs> <L -a dat. laughs> Și era acolo un întreg omele. Am mai știut, n-ai bine în ele, că era pe frontispiciu chiar. Iar pe fața paginii, profil. Să-i răspund și eu într-un final, da? Că el continua pe alte, mă urmărea pe alte pagini ale mele și găseam comentarii similare. Și, văzând că mă urmărește, i-am răspuns pe prima pagină, că nu era să-i răspund pe 10 pagini, i-am răspuns -o pe prima pagină și i-am zis așa, băi știi ce, ceasul ăsta nu-i de aur în primul rând. L-am dus uh, într-o zi la, la obor și l-am cumpărat cu 50 de lei. Mi-am adus și eu joc de el. Și, bă, una la mână. Asta nu e aur masiv, vă dați seama. e, probabil că e un pic aurit. Da? E un candino elvețian, sigur, e un ceas foarte bun, dar în niciun caz nu este de aur masiv. Dar boului să-mi și eu un pic joc fără să-l înjur. I-am zis, domnule, știți ce? Am fost duminică la obor și... M am și un ceas de la 50 de lei. E doar să găsești găsesc destule, poți să-ți și tu. Și mi-a răspuns, bău, cum e, că da, 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 nu du-te și tu să vezi. Deci atât de bău, efectiv, încât de la înjurături și aia a trecut la întrebări. Adică el m-ar fi întrebat la care obor să se ducă. Să se pare că era de pacia, că cam cunoștea treaba. E, că era cam dal casei, dal ploieștilor. Da, spun că unul ca asta, oricând se poate erija imediat, că vorba aia mic, știe unde stai, da, vede pozele tale pe Facebook, nu? Vede filme, vede tot și îți vine golea și îți face mașina zop. Că e el supărat pe viață și că tu ești persoană publică și că ai 500.000 de follow și că ai ceas de aur masiv doamne, bă, unul, de ăsta poate să-ți bagă și cuțitul în spate. Cum a bagat cuțitul sigur în roata în Michelin, nici nu -mi fac probleme. la noi e cui luat pe stradă. Eu, atunci când am fost cu mașina ultima oră, am fost pe un drum scurt, foarte curat, fără cui, Ce cui. Și e prea mare, adică nu se poate chiar așa mare posibilitate încât uh, să vii cu cuiul în roată, și imediat să vină și un criminal să-ți rupe oglinda de, de sus în jos. Atenție, nu lateral, cum se spune. Că tot așa era senzația că, domne, o fi trecut o huidumă de aia mare de toți și ți-a rupt oglindă. Domne, și eu am, am 120 de kg. Dar eu dacă trec pe lângă oglinda asta și o lovesc, nu se rupe, domne, îmi rup eu stomacul. Vă spun sigur. A, se poate rabata. ai cu totul altceva. Dar nu rupe, domne. Este rupă în mod bestial și spartă. Iar o parte înaltă e, e... A treia șansă ar fi ca încerca să fure, eu știu, USB-ul, nu știu ce, Sony la USB, care arată super, probabil portofelul, care iar e cu piele, deci tot bordul este în piele, naturală, și este foarte, arată foarte bine, dar ce fi zis, că îmi țin acolo banii sau... Și dacă țineam acolo, îmi țineam cardul eventual, nu țineam banii, nu? Nu sunt atât de cretin să îmi țin banii mașină. Sau nu știu ce. dar vorba e că, eu știu, la alte de-astea a reușit să deschidă, ori asta nu se poate deschide. E închidere centralizată, codificată, n-ai cum să-l deschizi. Trebuie să rupi ușile. Și cred că dacă a încercat asta, să, să fure ceva, să caute pe torpedo acolo, ce i a lui, dacă e, asta e a treia variantă, dar cele mai, cele mai posibile astea sunt care v-am spus eu. Vorbesc mai repede ca să nu mai stăm două ore, pentru că este un subiect foarte clar astăzi. Bineînțeles, o să fie și subiectul tehnic, că nu o deschideam eu așa, dar trebuie să-mi spun oful pentru că trebuie luate măsuri. Trebuie luate măsuri în zonă și de către poliție, și de către parchet, și de către. și o să vedeți și de către asiguratorul alian siriac. De ce? O să vedeți imediat. Pentru că de o săptămână, șapte zile nu răspund. Deci ei nu răspund la daună, la dosarul de daune. Pur și simplu, eu vorbesc cu sistemul sistemul lor informatic. Îmi confirmă, am patru dosare de daună, deja. Niciunul nu, nu, nu avansează. Deci sunt, pur și simplu, degeaba. Deci de asta este țiriac și uh, al patrulea este curtea de apel, care sper să ajute, eu știu, foarte mult la identificare prin camerelor profesionale. Nu se poate, e curte de apel. Dacă nici aici nu sunt camere bune și performante și de înaltă definiție și cu olor, apă în tot plăiești, tu nu mai găsești. Nu mai găsești nicăieri, nici băncile n-au așa ceva. E clădire nouă, a fost făcută, gândită special pentru așa ceva, deci nu... Nu mai putem invoca că o, avem niște rable, niște porcării, nici nu merg, nici nu. E imposibil asta. 99% el este deja prins. Este, e figurează pe camerele curții de apel. Deci, da, de asta am lăsat domnului președinte. Și dacă tot am vorbit ieri cu vineri, de fapt, da, ieri a fost, cu domnul șef serviciu Poliție Rutieră Prahova. Aron Marius, care îi mulțumesc mult, m-a luat, m-a dus și m-a adus cu BMW-ul Poliției rutiere De jos o mașină foarte bună, frumoasă, dar eu, după cum a, am râs o trei, că era și o domnișoară polițistă cu noi, nu, având un metru nu pot să intru în el, cât e el de BMW, mai bine intru în mașina mea, da? care nu costă atâția bani, e vorba aia, e mai ieftină. Dar nu zic că nu-i bună. Eu sunt foarte mulțumit și de mașina mea, așa cum e. Mai ales că are motor de Mercedes, v-am mai spus. În alte videoclipuri am mai și detaliat, am mai și povestit cu aceste motoare. Nu reluăm nimic. Cine dorește, sigur, îl invit cu drag să balieze lista de videoclipuri, că așa ne reluăm mereu. Venim numai cu noutăți. Și... <laughs> Uh, tot, tot văzând că mă chinui să intru în mașină, mă chinui să ies cu picioarele înainte, îi spun la un moment dat domnul Aron Marius, zic domnul Marius, eu ies din bmw ăsta ca în stația spațială Soyuz sau ca în stația spațială Luna Hot la care să gândești era dânsul, era la volan în față. Să gândește și zice, nu, domne, ieșiți ca Ceaușescu din tank <laughs> cu, cu picioarele înainte. Păi, da, laibă de BMW, veci, l-a gândit atât de prost. Păi, el e mașină, bună, nu zic, nu, dar uh, nivelul uh, interior, da? Uh, hai să zicem că intra mâna înăuntru, mai aveam 2 cm și dădeam cu capul în tavan, da? Dar nivelul ușii, uitați-vă la mâna mea, este atât. Deci eu trebuie să mă plec vreo 15 cm, nu exagerez, ca să pot intra. Vă dați seama ce înseamnă? Și ca să pot ieși, trebuie să scot picioarele înainte, exact cum a spus și domnul Marius, ca ce au scot din tank, când a coborât. Da, exact la fel, am râs toți trei și eu și domnișoara polițistă. Uh... <laughs> <laughs> Efectiv, n-a n am mai putut. Deși era, era dramatică situația. Vă mai și... încă o dată mulțumit că m-a dus, m-a dus. Eu putea, vorba altul putea să zică, doar fi nou, domnule, pe jos. Eu, eu am treabă, da? Nu da să zică și chestia asta. Sau după ce m-am vorba aia, nu? După ce m-am văzut cu adeverința, mulțumim, la revedere, ne vedem dacă ne mai vedem, da? Nu, a fost foarte amabil și nu numai asta. Vreau să spun, încă țin să menționez încă un băiat, ajutorul dânsului de acolo. Care mi-a plăcut de el în ce sens? sigur, m-a ghidat acolo, nu se vedea pe formulare, n-au imprimante, domne, n-au cartușe ca lume, imprimante care nu, nu, nu pot, nu, deci formulare proaste, până la urmă a găsit o imprimantă bună. Dar nu vedeam nimic pe formularul ăla și efectiv se vedea numai o linie neagră, așa. Al doilea a venit mai mult mai contrastat și mult mai bine și am putut să completez și eu, da? Al, nu poți să completezi ceva ce nu vezi, ce nu vezi deloc. Era ceva foarte șters și mărunt, mărunt, mă, de tot ca o, ca o mea. să <laughs> zic, nu, eu nu văd nimic aici, și, și aveam și ochelarii ăștia care sunt foarte buni, sunt... nu vă uitați la ei că sunt așa ca niște spideri, că vreau să spun că am dat 1800 pe ei și acum vreo 8 ani sunt progresivi și eram acolo o avere, dar și lentilele țais. Deci ar trebui să fi văzut dacă era de văzut ce. Dar ce să vezi la o imprimantă care nu mai poate zăraca, nu mai are cap, nu mai poate, nu mai are substanță, nu mai are nimic. E terminată complet. Când mai avea o imprimantă pe care au ieșit-o să scoat un exemplar vizibil. Deci, revenind la ajutorul dânsului, nu știu ce grad are, probabil că este agent sau agent șef, agent sau agent șef, bănesc că da, cam asta ar fi, nu știu. Ori agentul, ori agent șef, șeful de serviciu este agent șef principal. Cred, repet, nu mai știu pentru că înainte erau altfel gradele polițiștilor la rutieră. Dar și la, ce, la poliția normală, erau cu totul altele. Erau cum era și la uh, armat. Colonel, len colonel, nu, așa, e, și stelele erau, numai că era mare în toată asta. Și au zis că demilitarizează, în fine, a găsit o formulă semi, nu știu cum să spun, bani uh, nici nu mai interesează, însă n -am, n -am, n -am, nu, mi-e încă clară toate, toate gradele la poliție. Și o parte este de agenți, o parte este de comisari, de... În fine, e cum era înainte, da? O de la locotenent, major, locotenent, colonel, colonel, general, general cu două stele, cu trei stele, cu patru stele și la pensie și ura și la, și la gara. Să ne vedem să Deci asta vreau să spun că ajutorul dânsului, da? foarte amabil, m-a ajutat mereu, deci, nu, nu, nu e, și domnișoara, sigur. E și o atmosferă foarte plăcută, vreau să spun. E, sigur, când mergi cu un BMW, de te vino, bine, la vino nu știam încă dacă, dacă nu vin pe jos, dar uitați că s-a oferit. Și... E, sigur, e de și primesc și pe e-mail actele mele și tot ce am trimis și... Ce o să vă spun dumneavoastră și uh, trebuie a făcut cumva, că măcar un șurub în tot, uh, în tot acest caz care încă adică, e așa știți cum e, ca un cloud. E, bun, ieși la parchet, ieși la poliție, ieși la curtea de apel, la domnul președinte, e, camerele sale curții de apel, e, sigur că da, o să vedeți că o să ajute pe cei de la curtea de apel acest băiat de la poliția rotieră. Uh, chiar dânsul s-a oferit și i-am spus, nu așteptați să, să-ți trimită domnul președinte. Ești și tu, ieși voi în față. Că pică bine să știi, să te vadă polițist că te interesează cazul care l ai. Ca președinte de curte de apel, nu? Că l-ai barita ai vorba om, omul, magistratul. Deci pică bine să te duci și tu înainte de a te chema el. Nu, 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 Eu spun că luni, plus eu... că înveți și ceva. Înveți să umbli cu sistemul ăsta, da? Sigur, o să-ți dea, bineînțeles, o ordonanță, o să dea o aprobare, nu te duci așa și lucrezi pe Așa mă duceam eu, nu? Vorbaia, mă, îl găseam pe la imediat, mă duceam la serverul de, de webcam de la curtea de apel și puneam eu mâna pe el și îl găseam imediat. Nu era o problemă, dar îți trebuie o oficializare a acestor lucruri, nu? Pentru că se va forma mai mult ca sigur un dosar penal în care sper să fie identificat acest nenorocit pentru că ăsta ai pus părele. Eu vă spun că asta se repete cu ce a făcut acum. Deci, dacă nu o repete cu mașini în parcare, o să repete cu oameni, cu copii, o să violeze, o să calce cu mașina uh, ala iurea, o să... efectiv, ăsta e un om periculos deja, uh, în libertate. Ar trebui foarte, foarte să vină. Dar am spus, trimiteți, domnule, încă mașina e jos, trimiteți de la criminalistică laborator, de la Prahova de aici. Înainte era pe Doja. Știu că mi-am mai luat o la o mașină, că mi-a furat în, în plin centru, mi-a furat pionierul de mașină. În plin centru. Și m-am dus frumos când am ieșit de la servici, m-am dus la, chiar la poliție, la intrare în curte acolo, pe Gheorghe Doja. Și a venit, imediat au ieșit cei de la criminalistică, acum am înțeles că nu mai există criminalistică acolo, păcat. Uh, dar trebuie să existe la sediu de pe Vasileu Lupu, obligatoriu, că orice inspectorat județean trebuie să aibă un laborator criminalistic. Tu ai că tot e dosarul în formare, ați văzut, am obținut primul pas. Haideți și dumneavoastră, luați amprentele, că vă spun eu că încă sunt pe ea. A ținut de oglindă și a băgat-o între picioare până a rupt-o, s-a canonit, a, cu cuțit-o, a înfipt în roată, s-a ținut cu mâna de aripă, sigur că altfel pica dracului jos, nu puteam să înfig așa de la distanță, s-a dus pe ușa a, a pus, a dat cu ce dracu a avut în mână, cuțitul, bănuiesc că e un cuțit, cuțitul care a fipt în roată, cred că la, sau sulă ce a avut, a fipt o și nu și-a dat în dreapta, a dat un ocol cumva repede. Nu las că, că, nu, că o fi de la altă... domne dacă o luăm așa banal, că roata-i de pe un cui și oglinda s-a rupt ca picat de sus o păsărică și deja intrăm în penibil. Intrăm în stilul ăla de lucru care ne chinuim să dispară dracului odată în care polițistul nu făcea nimic, procurorul închidea dosarul, știți, foarte bine cum se proceda. Deci, uh, haideți să că mă că e un pericol, domne asta. Și în partea curții la apel, vă spun, următoarea, să nu fie o judecătoare. Să nu vină rândul unei judecătoare sau unei procuroare sau unei, vă spun. Oamenii ăștia sunt periculoși care au venit pe aceea și să perindă tot felul de, de, de indivizi, sunt periculoși. Da, e bine să nu pui bar la parterul unui bloc. Atrage ca muștele, scuzați expresia, ca căcatul muștele. Da, e bine să nu pui bar niciodată, să dai autorizație la, 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 la unui bloc. Însă să nu mai fie tot felul de indivizi care roiesc pe aici, care vorbesc toată noaptea cu voce tare și să îmbată și să... Să nu mai fie așa ceva în zonă. Mai ales că i curte de apel acum, domne, nu mai e că... Acum 10 ani era teren viran aici, era o groapă în locul curții de apel. Mai ai zice atunci, bă, da, acum? Deci trebuie neapărat reglementat. Nu, eu știu că într-un oraș civilizat, cum ar fi în Germania, n-ar fi nicio problemă, că e o curte de apel, că e un cartier alături, toți ar fi respectuoși, sigur că da, n-ar fi criminalitate zero, ar fi toți mulțumiți, sigur ar fi locuri pentru toată lumea de parcare, sigur n-ar veni nenorocit să-ți rupă mașina în parcare. Deci așa ceva n-ai să vezi în alte țări. Nu ai să vezi așa ceva. Aici este, este ceva de nedescris. S-a ajuns să fim o țară periculoasă. Foarte periculoasă. Din punct de vedere al infracționalității. Deci, rezolvând acest caz, nu rezolvați numai mie mașina. Revo, rezolvați o stare de lucruri. De asta vă doresc succes la identificarea lui. Și referitor la criminalistică, că cu asta începusem. De ce? Dom'le, bun, o să am uh, poza lui și o să-l văd pe acolo cine e. Dar nu-i bine să ai și, și astea ale uh, amprentele? De ce să stai acum degeaba, să nu faci nimic, când poți să le iei mașina jos, e imobilizată? De ce încă are amprentele lui idiotul ăla? Că n-a plouat. A trecut o săptămână, dar n-a plouat. S-a plouat foarte puțin. Eu nu m-am mai atins de ea. Altcineva nu s-a atins de ea beneficiați de asta și faceți-vă meseria, veniți cu pensulica aia și cu, cu, cu ultravioletele aia, spraful ăla ce aveți și luați amprentele. Poate s-a mai modernizat între timp, că nu mai știu. Deci mie mi s-a luat de două ori, să știți, amprentele de, ma, de la mașină. Odată când mi s-a furat pana nu Panasonic-ul, pionierul, casetofonul ăla foarte bun, în buricul centrului, am găsit ușa deschisă și zburat, la, Acum nu se poate lua. Chiar dacă deschidea ușa, o strica ușa, dar nu putea să scoată. Trebuia să rupă bordul. Deci nu avea cum să scoată MP3-ul. E un MP3 Sony performant. Eu am instalație de sonorizare înăuntru cu 5 boxe. Deci, doamne, nu e... Nu, nu așa că aia. o mașină acolo. M-a întrebat și domnul șef. Domnul, mi-a dat uh, 13.500 de euro pe aia, dar... Dacă o vindeți acum, știi că îți ce mă interesează pe mine cât iau pe ea doi? Dom'le, dar eu am pe mine să fiu eu mulțumit. Nu... Și asta nu înseamnă că cineva trebuie să mi-o distrugă în poartă la curtea de apel ploiești, domne. Ajunge, eu vă spun că dacă dau drumul la ziare, cu toate probele astea, iese ceva de nedescris. Adică cum se poate întâmpla în poartă la curtea de apel, dom'le, așa ceva? Este execrabil înseamnă. Păi nu s-a întâmplat înainte când era judecătoria ascunsă pe tot felul de boscheți și se întâmplă acum la clădirea asta megalomanică și vorbaia modernă și proiectată astfel încât nimeni să nu se întâmple. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate. Chiar, chiar mă bucuram că, Doamne, am și eu o zonă unde mi-o parchez liniștit la noi în fața acolo imediat. Avem camere, nu e o problemă. Iar pe partea asta, la de în camerele de la Curtea de Apel, nu avem probleme iarăși de apel, și de apel, și curajul. Ce curaj i-a trebuit? Dom'le, ăla e nebun, sau a fost drogat, sau beat. Deci și-a permis să facă așa ceva. Sau și-o fi tras un ciorap, o fi profesionist, o fi vreunul de la SRI, domnule, <laughs> specialist. Nu, 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 te mai gândești așa. Nu, e un om normal la cap. Eu n-aș fi făcut așa ceva, până absurd, da? Dacă aș fi fost criminal, în poartă la curtea de apel ești. mă m-aș fi gândit și eu, bă, e eu fum pușcăria dracului a doua zi. M-aș fi dus naiba pe la vezi pe la Norp, până cine știe ce boschez, și aș fi tras acolo dacă eram nebun, că mai era într-un timp un nebun. A prins în bariera București, a stricat nu știu câte uși la mașini. Le-a rupt. Și care nu le deschidea, le zgâria de acolo până acolo. Nu știu ce am mai poți că nu mai a interesat, niciodată nu am stat să, după fundul ăla, dar după ăsta o să stau și stăm până în pânzele albe, pentru că avem toate probele necesare. Nu mai există, că nu s-a găsit, că știți cum e, că îl clasă în lipsa de probe, că o fi fost altceva, o fi luat un cui, mă țin de el, o să vedeți. Și ce vă promit, eu așa e, doar mă cunoașteți foarte bine. Eu umblu cu dreptatea în față. Dacă mie mi se face o nedreptate, ați încurcat-o. Da? În cazul ăsta a încurcat-o criminalul ăsta. Că nu o să mă las până, chiar dacă îmi repar mașina, da? Că până la urmă o să răspundă uh, Alianța Sirian. Nu o să poată să nu răspundă, care însemna că e infracțiune la nivel național. Uh, dar uite că în loc să vină a doua zi cum să laudă, da? Au un, mă uitam o reclamă lor că avem în cazul de tremura a doua zi, să dăm 7 miliarde de euro la păgubiții României. Asigurați-vă la locuințele la Alian Siria. Păi cum să pui așa ceva când tu te-a trecut săptămâna, domne la casco și recea și nici n-ai luat legătura, domne, măcar să fii luat mașina, să fi trimis un trailer de la nu știu ce serviciu să-mi ia de aici, să fi pus un cauciuc, cum provizoriu. Nu mai spun că în alte țări, în Italia, în jumătate de oră, în cazul ăsta, aveam altă mașină imediat. Deci așa ar fi trebuit să de altă mașină o, o perioadă, dacă ei știu că nu poate să-și facă formele atât de repede. Și că durează. Ca uite, uitați, fac o mașină, da? Și ne -o dați când e gata. Nu trebuie așa? Da, știți cum e, România, tot România rămâne. Continuăm acum. Deci, la primul dosar, de pe 17, eu am raportat așa, în, în, în am raportat așa în, în rețea, Nu N-ai voie la mai mult de 1000 de litere, deci ce vă citesc eu aici, sunt exact 999 de litere. Puteam, aveam nevoie să scriu mai multe, dar m-am chinuit să comprim atât de mult încât să intre pe sai. Și spun așa, în dimineața zilei, deci după ce, sigur, îți cere să te identifici, îți cere numărul asigurării, numărul șasiului, știți dumneavoastră cum e toate datele personale și abia atunci când te-ai identificat îți permite să bagi acest text. În dimineața zilei de 17 a 2023, ora 8.00, am găsit autoturismul meu. Nu o să spun numele, că nu are rost. Sunt în dosare numele și exact datele astea ultrapersonale. Nu că mai aș teme că efectiv ea e jos. Deci cine vine poate să Și acum. Poate să vină și de la criminalistică. Eu am spus să ia amprentele și azi noapte, și mâine dimineață, și până luni, și când. Dar să vină acum, că după ea o să o ia la reparat. Și nu o să mai poată spune în cască că n-am anunțat. Deci eu de trei zile, de patru zile, tot spun să vină la criminalistica. Laborator, atenție, nu trebuie uh, detectivi de criminalistică sau profesori de criminalistică. De zis, băieți, ia, -ia sacoșele alea pline de scule care iau. Eu am și fac poze de aproape. Asta am trebuie mie acum. Nu veniți cu ele după ce o repar. Da? Să-mi spuneți că... Nu o să puteți spune că nu v-am anunțat, că aveți și pe e-mail. Uite, aveți și pe video acum, da? Deci, atenție. Uh, în dimineața zilei am găsit autoturismul accidentat puternic în parcare de un conducător auto care a fugit de la locul accidentului. Așa gândeam eu, dumii, că dar până m-am prins că e un nenorocit, și că e un criminal, așa gândeam eu atunci. Nu, nu știi, pot fi trei situații mari. Deci N-ai de unde să știi ce e cu adevărat. Dar trebuie să te păzești de ce e mai rău, nu? Dacă ăsta vine, eu știu, mâine și îmi face alta. Omoare pe cineva pe aici sau îmi trage un glonte în cap sau, eu știu, soției sau copilului sau, eu știu. Dacă se întâmplă chestia asta. Dacă vine și pune foc sub rezervor. Păi domnule, trebuie luate măsuri orice, ca la orice nenorocit. Ați văzut cum e o, o valiză de aia în mijlocul străzii Republicii, o valijoară de aia cu cârpe pusă de SRI, că sunt bombe în ea, și vin o mie de inchi, o dezamorsează și constată că e un flanel cu doi ciorapi înăuntru. Păi asta e o chestie reală, se poate vedea. Nu e nici o flanel, nici doi ciorapi. E o mașină, domne, făcută zob în parcare, de un nenorocit. Păi ăla putea să pună și o bombă sub ea. Și exploda, vă spun eu, de dărâma blocul. Că era și rezervorul plin. 50 de litri de benzină da, și, și de 99. Baia care face bum ca lumea. O să ajunge și la bum. Uh, deci de un conducător a care a fugit. Clar, e fugă de la locul Dacă a fost accident. Da, n-a fost accident, a fost crimă și pedeapsă. Aceste ne lăsă niciun număr de telefon. Uh, primele daune fiind uh, oglinda stângă față ruptă, dar n-am mai zis că e de sus în jos, că nu încăpeau, efectiv, te, te limitează, înțelegeți? Și spartă roata stângă față lovită și eu am gândit că cauciucul, inițial m-am gândit că cauciucul e numai smuls de pe geantă. Dar mai mult ca sigur, așa aici a trebuit făcut o expertiză simplă. Să vadă că au ăla e, e vârf de cuțit, e vârf de sulă, sau e un cuișor, cum spune domnul șef de la poliție, așa, de pe stradă. Că să vede dacă e o țintă, nu? Nu o să acuzi pe nu știu care, că dacă vezi că e o țintă luată de pe uh, drum, să vede aia, de o dracu. Dacă vezi că e tăiat un centimetru de cuțit, aia, acum cum o mai califici? Domnule, atenție ce vă, ce vă spun. Ei, bine, eu înțeleg și pe dânsul. Deci eu nu înțeleg că n-a trecut așa. Am insistat să treacă și roata. E, fiind datorită acestei multiple, cum să spun, posibilități de scenarii, e, nu poate nici dânsul să, e, să susțin aici pe dovadă de că sigur e, roata asta a fost făcută tot de ăla. Aici trebuie demonstrat cu proba video, da? Și cu proba de amprente. M-am gândit eu. Domnule, dacă vă ajunge numai acea video, eu zic mersi. Nu, da, eu zic că da, e sector criminalistic. Nu? Eu de asta spun. Sunt singurii care pot lua probe de la locul faptei. Dar poți să fii și cu un câine în jurul ei. Poate cine știe, miroase a heroină. Sau a hașiș. Sau a cocaină. Și îl prins pe la vorba aia. Drogat ochi. Așa. Cauciucul Michelin de toate anotimpurile, era pentru vară iarnă, nu trebuia schimbat, cu zgomot foarte redus, deci ca decibel, el nu s de. deci merge și nu s-aude nimic, nu s-aude aderența, v-am mai spus. Fac un Și nu știu ce mai apare la analiza mecanică a direcției. Eu nu mă pot să sui să pun un cauciuc dacă direcția ei vrei știe făcută. Că dacă a lovit așa axial, s-a dus direcția. Adios, trebuie refăcută. Nu mă pot să iei domnul. Nu, nu e, domnul. Nu, dar de unde știi că nu e? Te, te sui tu, a răspuns dumneata, ăla care, dom'le, haideți să fi. Bun, nu treci în dovadă de repartă. Am înțeles asta, că nu e sigur. N-ai certitudinea. Dar dacă e așa, înțelegeți ce vreau să spun. De asemenea, acest fugar sau complicii lui au înfipt un obiect ascuțit în ușa dreapta față, lăsând o adâncitură de circa 2 cm. M-am mai spus, de, pare de briceac, de cuțit, de... nu știu de ce. În niciun caz nu mi-a aparține și nu există eveniment de genul ăsta să, să fi impus eu sau cineva în trecut. Atunci a apărut. Până atunci n-a fost. De asta spun eu, e bine să vezi și amprentele pe acolo. Da? De asemenea, autoturismul este nedeplasabil. Asta e clar, ca să mobilizez toți factorii, să vină la locul faptele. Cum a venit și domnul șef serviciu de la circulație. Da? Fi necesară ridicarea acestuia pe de platformă. Degeaba deci spui că hai să-l locuim, să punem rată de rezervă. Domne, nu ai voie în primul rând. Se pierd probe. După aia ești tu vinovat. Că cine știe ce ai de natura pe acolo. Lasă-l aici să fie. Nu vine criminalistica? Criminalistica o să răspundă în instanță. Sau în fața procurorului că va fi chemat. O să spună, ai fost chemat, ai știut, de ce n-ai venit? Dacă nu anunțam și nu, rămâneam eu de prost și îmi spunea mie, la dumneavoastră, de ce n-ai anunțat criminalistica? Băi, uite că am anunțat-o, dar până acum nu a venit. Eu zic că încă nu e timpul pierdut. Eu știu că durează. Durează 20 de minute, 25 de minute. Atât. Dar eu, zic să vină ziua. În ultima oară a venit spre noapte, țin minte, și e, e, nu, era altă adresă și e, au prins exact așa, între zi și noapte, încât ultimul sfert de oră l-a prins chiar în noapte. Veni ziua ca să eu știu, poate, a, sau poate, poate sunt eu fraier și am prentele să văd mai bine seara, nu-mi dau seama. Se deci, s-ar putea și asta, că dacă sunt prafuri speciale, nu, nu e exclus. Să-l la monitor și seara și noaptea. Posibil. Noi asta nu ai de unde să le știi pe toate alea, că nu ești Dumnezeu. Da? Dar, totuși, eu zic că vă crez infrastructura că să rezolvăm acest caz, da? Tehnic și cu profesionalism. Nu știm noi cum. Am făcut o poze din toate unghiurile, deci în dimineața și aia, pentru că asta e băgată în sistem, da? Prima oară. Menționez că în zonă sunt camere de luat vederi, fiind uh, parcarea vecină chiar cu intrarea la curtea de apel ploiești. Poate aceștia ar putea să dea înregistrări ale șoferului care a fugit după accident. Solicit uh, repararea. Uh, asta, uh, deci Atât a încăput. Normal că detalia domnului președinte, i-am scris o scrisoare mai mare, uh, care, nu știu, o să vă citesc poate mai mult... Uh, ceea ce e în plus față de ce am spus aici, ca să nu, nu e foarte lungă, dar ne-am ne răluat. Vă zic așa, și, deci așa, deoarece în dimineața zilei, exact, cu date personale, autoturismul meu a accidentat puternic în parcare, chiar în fața intrării autovehiculelor și personalului dumneavoastră a cursii de apel ploiești, situată pe strada, vis-a-vis -vis de blocul, unde domiciliez, ia, să dânsul are cu date, de, De un conducător auto care a fugit de la locul accidentului, acesta ne lăsând nici număr de telefon, primele daune fiind exact cele ce vine a spus, nu le reluăm. De asemenea, acest fugar sau complicii lui i-au înfipt un obiect ascuțit în ușă, deci este partea cealaltă și, deoarece în zonă sunt camerele video ale curții de apel ploiești, care monitorizează această intrare, cât și între, întreaga zonă, deși practic la 2 metri de intrarea lor în curtea de apel. Vă rog, a dispune către personalul dumneavoastră care operează aceste camere video de urmărire să identifice începând de pe 15 a 9 a 2023, dar eu zic acum de la începutul săptămânii până pe 17, când am găsit-o eu terminată, distrusă mașina. Deci, toată săptămâna, aia pentru că Domne, hai să vezi, poate o modatură cu zi înainte, poate s-a pregătit, poate a mai fost, poate e un vecin, poate... Deci e bine să iei toată săptămâna aia de luni până duminică, da? Până pe 17. Uh... Persoana sau persoanele și autovehiculul, în caz cu care au săvârșit acestea în, 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 în fracțiuni penale și violente, însoțită de fuga de la locul faptei, și să-mi trimiteți identitatea acestora mie, cât și asiguratorului Casco plus RCA, a Ion Siriac, Alianț România. Pentru a putea fi trași la răspundere în penal și a fi obligați să plătească despăgubiri. De asemenea, vă rog să păstrați toate probele video într-un loc sigur pentru a fi disponibile ca probere în procesul penal și civil, după identificare a infractorilor consideră aceste fapte de o extremă gravitate, este posibil să fie și o încercare de furt a mașinii mele numărul, nefinalizată și însoțită de distrugeri multiple a mașinii mele, iarăși numărul, pe care le puteți vedea și acum și poate chiar un act banditesc mafio de amenințare dură a mea personală, cât și a familiei mele, urmând ca acești criminali și infractori să continue faptele penale pe care le plănuiesc atent și minuțios, punându-se chiar viața în pericol. Bineînțeles că eu voi apela la repararea casco, doar nu o să aștept, da? căci a rămas fără mașină o vreme. Nu știu cât din cheltuiel va suporta asigurării Ionțiliac Alianț, dar oricâte, oricare ar fi balanța financiară a distrugerilor, acești bandiți sau această bandă, că nu știu ce a fost, trebuie identificată și prinsă. Fie și prin simplu fapt că și-a permis așa ceva în fața instanței supreme după cinci județe, Curtea de Apel Ploiești, da? Și că din acest moment deci aceste locuri, inclusiv Curtea de Apel, sunt niște locuri unsafe, nesigure. Deci... Menționez că am anunțat poliția Ploiești, deoarece nu doresc, mă rog, și nu doresc să-mi Asta s-a rezolvat deja pentru că au eliberat. Nu mai are rost să vă citesc că nu știa. Deci încă poliția nu știa, i-am anunțat și urmarea faptului că i-am anunțat, au venit și mi-a dat această. Uh, care e foarte bună pentru că e un punct de reper. Chiar dacă nu e, e perfectibilă. Înțelegeți? Uh, dar arată că. Doamne! ce e legal s-a făcut totuși din partea asta. Așa sigur, cu probele video de la dumneavoastră, adică de la Curtea de Apel, și cu infractorii identificați, pot face plângere penală. Omenele, și nu să faci o plângere penală înainte, când știi prea bine că va fi clasată după o săptămână. N-ai probe, n-ai nimic, nu? Decât mașina defectă, nici măcar n-a venit să ia amprentă. Deci, e, am așteptat ca să... E, o facem oricând, nu e problemă. Deci, tot ce v-am trimis eu la poliție și la parchet, luați-o ca o plângere penală. Că n-am scris eu acolo sus, plângere penală, e cu totul altceva. Dar, domnule, faptele e, sunt de, deja de, de domeniul uh, autosezizării. Deci, nu există. E deja plângere penală făcută. V-am spus, chiar dacă nu scrie așa. Deci, dați număr de penală, mă, că... Nu e număr de civil asta, da? Sau de informale publică, sau de ziaristică, sau de, eu știu, simplă comunicare cu parchetul. Deci e, e deja... Sunt faptele unui dosar penal, nu? Deci eu zic că fără probleme și la poliție și la parchet se poate da un număr dar, sigur că da de dosar penal, dar să știu și eu de el. Nu să mă trezesc că, după 5 ani că îmi trimiteți un dosar penal clasat la nivelul secției de poziție, cum mi s-a mai întâmplat, dar în fine, nu aici. Era vorba de secția Nord, de anii 90, erau alți oameni, altă, da, fo foști milițieni, în fine. Vor mai fi și acum câțiva, nu e exclus. Dar să știți că nu toți erau. Erau și oameni. Cum trebuie, îi cunoșteam pe toți acolo în Nord. Da, erau și așa, da, doamne, um, las că nu o să fac, nu o să găsește, de da, nu se poate face nimic, nu, da, nu mă și eu ce fac, o plătesc de bani, Nu, se vă iau, dar zice, mai mult mă încurcați pe mine cu cazuri și nu știu, Deci, eu tot o ținea să mă duc dracului de acolo, adică mă invidea să plec de acolo, să nu mai fac dosar la ei. În loc să-mi zic, fii muncă, lor, da, poftiți, doamne, imediat, cum vorbea. Așa, deci... Uh, nu e exclus, mai e puțin din asta, nu e exclus și să fie din cei judecați penal sau civil la Curtea de Apel Ploiești. Sigur că da, e posibil. Și în drum au mai distrus uh, încă o mașină, adică a mea. Și am dat numărul din nou ca să fie foarte clar. Aveți în subsolul paginii textul original trimis de mine asiguratorului Ion Siriac. Neștiind, aici vine mautatea, Asta s-a întâmplat pe 17. ca a doua zi n-am primit nimic, a treia zi nimic. N-am primit nici măcar e de confirmare a acestui text, cum am primit după aceea, dar o să vezi tot degeaba. geaba. Uh, pur și simplu mi-am salvat eu uh, în timpul. Uh, uh, cum să vă spun. Uh, în timp ce introduceam în sistem, da? Mi-am salvat uh, numărul uh, de dosar. De dosar penal. Și uh, acesta este uh, deci la primul ăsta care v-am povestit acum de pe 17 uh, e salvat de mine, deci eu n-am primit niciodată confirmare că a ajuns undeva la celelalte trei care sunt am primit confirmări foarte clare de la alian siriac, da, tipizate pe e-mail, secretizate, da, cum că există al, da, alte nume, nu același dosar ca asta. Ăsta e ca și cum deci ca și cum n-am făcut nimic eu, nu? Numai că -am, -am, fost un pic de deștept să ca dovadă, să-mi salvez textul pe care vi l-am citit, că altfel n-aveam ce să vă citesc acum, nu? Că te, când compui ceva online, nu te gândești că e bine să și salvezi undeva textul ăla. Ei, eu l-am luat și l-am pus în, evident într-un fișier de Word, că sunt pățit uh, cu probele și cu asta. Cu, lipsa de, cu invocarea lipselor de probe și cu... Uh, după aceea te întreabă, dar de unde știm noi că ai scris asta? Nu dar uite, domne, asta da, e, cum, să nu scriu? Dar ce, ce am scris? I am făcut felicitări de Crăciun, de anul nou, la Alien Siria, că am trimis un brăduț cu Moș Crăciun, ce dracu am făcut? Deci, uh, numărul era așa: 2023 per 577 591. Asta era primul dosar, da? Am așteptat o zi. Zic, doamne vine a doua zi. A, mai hai să mai aștept încă o zi. Zic că venia N-a venit absolut nimeni, n-am primit cum m-a anunțat sistemul lor informatic că voi primi pe e-mail, n-am primit nimic. Ca urmare, am reluat, deci. Uh, Procesul de înregistrare, miercuri, pe data de. vă spun imediat, pe 20 septembrie. Pentru că deja ieri m-a sunat, în sfârșit, o să vedeți la sfârșit cineva, o consentăristă care mi-a cerut numărul celor trei dosare să se ocupe de ele. Și a zis, stați puțin, că <laughs> stați puțin în telefon, că mă ocup acum de ele și vă dau numărul unui alt dosar, al patrulea, de-aia vă spun că am patru dosare de care o să vă ocupați luni să ne trimiteți ultimele acte și bineînțeles că nu am mai trimis nimic. Deci după ce am promis că mă va suna tot ieri, era ora 17, 18, nu mai știu cât era, nu m-a mai sunat nimeni <laughs> și nici pe e-mail n-am trimis niciun link. Spunea că trimite un link special ca să continui procesul. A, ah, și mi-a mai spus că a avut mari probleme cu sistemul. Dom'le, o săptămână, barita e în siriac? Cum să-i ții pe ăștia, în Măcar te trimitai mașinile tale la, la rezolvat, dacă vezi că ți-a picat sistemul. Nu, no, ia, asta sunt povești. Eu nu cred așa ceva. Mie să nu fie altceva, mult mai grav decât sistemul. Dar și sistemul e grav, pentru că, uitați, noi ca asigurați băgăm, ne chinuim să fie perfecte și la aici că n-a ajuns nimic, dom'le, noi nu avem nimic. Păi a la dracului, bagă înapoi o, o mie de femei să facă dosare, da? Nu, dacă sistemul îți face figuri de genul ăsta, băi, angajează iarăși femeile alea, o mie care le a dat afară, să, să ocupe de hârtii, da? Ce o să facă, dacă nu merge sistemul? Deci, și noi ce facem? Așa, și după ce am maximă atenție, de data asta a apărut și desfășurătoarea, știți cum e de apoi? roată stânga față, oglindă, nu știu care, portieră, aripă. Deci a apărut și ăla unde bagi un simplu, bagi prompterul de, pe ecran, dai click și rămâne acolo un punctuleț. Ceea ce prima oară nu s-a întâmplat, n-a apărut așa ceva, înțelegeți? Deci, în diverse zile, site-ul se comporta altfel. E, este de coma, nu e posibil așa. Adică vorba aia, noi investim să avem tehnică de vând, ultimele tipuri de calculatoare posibile, de laptopuri ultra inteligente, cu securizare, cu tot ce trebuie, de o grămadă de bani să facem tranzacții pe ele, să facem... Și ne trezim că sistemul de la Alian Siriac e un jegoz de la de soft. Aia nu se poate, domnule, așa, e absurd. Așa. Și de data asta am fost fericit că zic, gata, mi-a confirmat, într-adevăr, frumos, nu o că știți cum confirmă Allianz. Îți mulțumim, bun găsit, îți mulțumim, deci vă citesc după e-mail acum. Ce mi-a confirmat sistemul a doua oară? Îți mulțumim pentru notificarea daunei, numărul dosarului tău de daună este 2023 per 500 787 29. Deci, cu totul al dosar. Dar măcar am primit această Confirmarea, da? Prima oară am așteptat trei zile, n-am primit nimic, niciun e-mail. Și scrie, actualizările de stare ale dosarului sunt disponibile 24 de ore aici și dă un link. Https, status alian siriac, și un cod. Nu are rost să vi citesc pentru că linkul ăsta nu duce nicăieri, nici acum. Deci, dacă dai, e exact ca a început. Deci, arată stadiul de introducerea datelor în sistem eu evident că avea, iar cum am băgat, am așteptat o zi, am așteptat două, ca românul prost, care n are ce, cum să spun, care se mulțumește cu soarta asta nenorocită de, de țară care nu funcționează. Deși unii spun că funcționează, nu funcționează. Do Dacă nici asemenea asigurări de maximă, vorba erau Alian Siriac, era cea mai de top for, uh, firmă de asigurări. Păi cum de e posibil așa ceva? Ba, păi, dar nu sunt alte foruri, domne. Dar supra lor, ei, ei licența, dacă vezi că nu e în stare în șapte zile să-ți trimită, să-ți repare mașina, ei, ei, ai luat a doua zi licența, nu există așa ceva. Și aștept până vineri, când vorba v-am spus, vine venit domnul șeful serviciului circulație, a mai destins un pic că, cu BMW-ul lui, intrai ca în, ca în tank, Uh, am mai deschis un pic eram morcovit, vorba aia, nu morcovescu eram morcovit uh, pentru faptul că nu mai răspund, nu răspund, nu știam cum să iau efectiv ăștia, cum e posibil să nu răspundă? doamne, maica domnul, eu fac cruce, nu se poate așa ceva uh, și uh, după episodul v-am spus de la poliția rotieră Mă trezesc, atenție, de data asta n-am mai băgat nimic, că a doua oară am... Uh, credeți să mă să din vorba aia, barita inginerul proiectant o viață? Deci am băgat perfect toate datele posibile. Nu mai spun că a trebuit să comprim și pozele, că nu încăpeau pozele făcute cu mobilul meu de 10 mega, nu peau acolo. Trebuia să le comprim uh, la maximum mega. În fișierele respective. Am făcut-o și pe asta. mă întreb care nu e în stare să facă așa, că e destul de complicat. Nu e simplu. Nu, bine, nu, extrem de complicat. E pentru un utilizator normal. Că nu se pune problema aici că e pentru uh, mega softiști asigurările astea. E pentru oricine, nu? Și pentru un, zic eu, fan alfabet sau unul cu patru clase să e valabil, da? Uh, așa, dacă așa o să le faci și la casele alea unde te lauzi la reclamă aia formidabilă și pe YouTube am văzut-o. Că ai șapte miliarde să dai despăgubiri la case, deci, uh, scuză mă uh, Unde spune așa, îmi trimite al treilea dosar penal din oficiu. Deci, eu n-am mai atins un buton, -a, a fost închis, efectiv, laptopul. Dar mă întreb, sâmbătă seară, după episodul de la Poliția Circulației, în urma căruia am obținut această adeverință, uh, și promisiuni, repet, că o să ajute la Curtea de Apel când uh, o să se uite acolo pe pe server, pe înregistrator ca să-l să identificăm pe acest nenorocit care, practic, vă spun, a aruncat siguranța și safety-ul în tot cartierul. E în aer, acum. Și, la, la, în primul rând, la curtea de apel, la noi, aici, în parcare și la bloc, ăsta este un nenorocit, ăsta e posibil, acum, să fie tot în parcare pe aici. Să dea, cum să spun, să, să vadă ce, ce minune a făcut el. Sunt mulți care revin, sunt psihopați. Să vadă cea, mașina aia, ce s-a întâmplat. E la nervos, e, a reparat-o. Ia să o mai fac o dată. Deci de, omul e genul ăsta. Sigur e. e sau, bine, dacă e drogat și e terminat, ăsta trebuie arestat imediat și băgat la e, acolo, știți dumneavoastră unde. 20 de ani, 25 de ani, 30 de ani. Asta e nici nu știți ce mă bucur că s-au năsprit aceste pedepse, cu drogați, bețivi și alte putori care fac accidente urcându-se la covrig. Hai să spunem la volan, da? să respectăm nomenclatura. În care ce spune? Deci un e-mail venit în oficiu din sistem, probabil că a avut așa niște reflexii în cadrul serverului, din perete în perete, din procesor în procesor și mi-a mai, trimis o... mi mai trimis o prostie. Și că îți mulțumim la fel pentru notificarea daunei, nici dracu n-am mai notificat-o de, de miercuri, dar îi mulțumesc vineri, nu știu de ce. Numărul dosarului tău de daune îmi dă alt număr acum, deci nu pot să zici că se referă la cel de miercuri. E pur și simplu o aiureală. O, o nebuneală a sistemului, cum să zic, sau a lor. Deci numărul dosarului tău de daune este 2023x50078729. Alt, deci alt număr. La care v-am spus, mă sună domnișoară nici nu mai mă pregăteam de weekend, liniște, zic că ăștia sunt niște de demenți. Am trimis, sigur, ca să vedeți și dumneavoastră, și la poliție, și la situația. Că nu, să nu vă las așa, bă, ce s a fi întâmplat cu mașina aia? A, să știți exact mersul. Am trimis la toți la care așa. Ce s-a întâmplat? M-a sunat o fată și m-a pus să-i dau numărul acestor trei dosare care vi le-am citit dumneavoastră. Da? Și a zis aștep să aștept, să aștept, să aștept. Și aștept eu acolo jumătate de oră, îmi răspunde. Iarăși nu, deci nu mi-a închis telefonul. Zice, domnul rocaș, vă mai rog ceva. O să închid telefonul, vă sunt în maxim jumătate de oră, nu știu cum a spus ea, și vă dau un nou număr de dosar penal. Iar urmând că e sâmbătă și duminică, nu are nicio problemă, nu o să vă pun să munciți sâmbătă și duminică, deși să face săptămână, ar fi cazul să fi munci și sâmbătă și duminică Nu e posibil asigurare, eh, casco plus RCA, luate la pachet, mai cari, ce minunat sună, da? Cu atâția bani, să o lași o săptămână și să nu răspunzi la ea, la cerere. Deci să nu răspunzi, atenție, nu că nu, nu știu ce. Mi-e și groază ce tâmpenii mai răspund acum, dacă asemenea probleme am avut la simpla așteptare a unui răspuns de la ei. Mă, mă îngrozesc ce dracu mai urmează când o răspunde. Pentru că probabil a dat afară pe toți, a dat afară toate femeile alea care se ocupau de dosare și a lăsat totul digital, dar uitați că nu merge. Sistemul e pueril, nu e un soft grozav, deși pare. Deci, masca e, e super ok, arată bine, dar el nu funcționează bine. Probabil că la un anumit trafic începe să prelucreze greșit, nu mai salvează în baza de date, știți cum e, începe să lucreze aleator. Și uh, înglisă, și o cred pe fata asta, care domnul Dum, Lucas, dar nu vă găsesc ce ați băgat dumneavoastră. Uh, domnișoare zic că eu știu ce am băgat, foarte bine știu. A doua oară, i-am și spus, ia-l pe al doilea, nu-l la primul, că nu mi, nu mi l-a confirmat, deci la sigur nu e bun. Uh, și nu-l lua nici pe ultimul, că e generat automat de sistem dosarul ăla, cum dracu să fie bun, nu? Le al doilea care mi l-a confirmat și știu eu că l-am făcut ață, da? având în vedere și experiența de la primul dosar. A zis, bă, nu, dar n-am greșit nimic, practic, decât că mi-a apărut automat masca aia cu, cu, puncte, unde bagi, deci mașina cum e compusă, da, are niște elemente laterale deasupra, supra da, în fin, știți dumneavoastră. Da, asta nu sunt noutăți. Dar noutății sunt funcționarea acestui program. Probabil că l-am chipurile l-am îmbunătățit. Cine știe unde o fi plătit la acest scroci? Și problema face figuri mari de tot, dacă asta o fi. Pe de altă parte, poate fi și altceva. Nu mai vrei să-ți să, -ți, să -ți plătești daunele și să-ți vrei acolo suferta și plină profit. Este iarăși foarte posibil, mai ales că guvernul le ia 1% sau cât naiba spune că le ia în părerea mea, da, că e corectă măsura, dar uite că se pot răzbuna și ei, dar nu se răspundă pe guvern. Să răspundă să ăștia mici. Pe, pe milioanele de asigurați. Da? Uh, și așa, a rămas să vedem dacă îi primi în grația lui Dumnezeu, cum se spune, și viitor sănătate. Dacă nu, o să primesc linkul ăla, să-mi pot continua, că mai sunt niște. Trebuie să mai faci o cerere de mână, deci mai sunt niște. Mi-a dat. a apucat să mi le dea fata aia, ce mai, mai sunt și documente. Normal, patru din ele trebuie să fie, ar trebui să fie în memoria acestui server uh, Siriac, dar dacă, dacă, îmi spune că a mers, că a avut mari probleme cu el, probabil că nu mai e nimic în el. Probabil că, nu știu, zic și eu, nu aș vrea să greșesc, dar așa mi-a zis fata, domnule, am avut mari probleme cu, cu serverul și zice, s-au pierdut nu știu ce date, dar nu mi-a spus care date, dacă s-a pierdut toată baza de clienți, dacă s-a pierdut numai aceste dosare de daună, făcute în ultimele săptămâni, nu, nu, pentru că la un moment dat, dacă o chestionam, îmi spunea domnul că nu, 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 sunt în măsură să vă răspund și așa era, probabil, că nu știe, nu are de unde să știe aia de la call center, așa tot, să știe și legislație, să știe și funcționarea și management al unei companii de asigurare, să știe și relația cu, eu știu, supravegherea financiară a asigurărilor sau cu guvernul sau ei sunt și niște funcționari până la urmă, da? Dar, scuze mă sunt și eu până la urmă, da, un asigurat IB care vrea să-și repare mașina mai repede, să plece cu ea, că da, eu n-am luat-o să se descarce bateria. Da? Dar, și până că până la urmă să-mi plătească și baterie și dacă mai stă mult acolo. Probabil că o să-mi plătească tot, până la urmă. Că dacă stă așa degeaba, vă dați seama ce se poate întâmpla. Da. Deci am terminat cu, cu astea uh, și am ajuns, vedeți că se leagă foarte bine acum cu. Deci tot vineri, când am primit vineri dimineața, a fost episodul la Poliția Rutieră, un pic am răsuflat ușor, că totuși trebuia aceasta, e, e un punct, înțelegeți? Al doilea punct trebuie să o bage criminalistica cu amprente ca probe. Nu știu exact legislația ce spune, dacă ajunge numai din identificarea cu camere fără amprente, e ok. La să mă trezesc, v-am spus, că știți, trebuia să anunțați că veneam și luam și amprentele. Am anunțat, încă n-a venit, încă nu e timpul pierdut. O să mă chinui să, să dau acest video repede, să vi-l trimit și la domnul comandant la poliție și la... Eu am o criminalistică de e-mail, dar nu știu dacă mai e valabilă, că e de... O am de 10 ani, nici nu știu de când o am. La circulație a fost foarte bun e că uite a ajuns direct la ei, da? OUG și cât mai e. La pachet iarăși există situația, inclusiv actele mele. V-am spus mai puțin faptul că n-am scris plângere penală, că am zis, domne, să nu pleca nebunul. Hai să, să pornim așa, întâi cu probele, da? Să ne organizăm probele, să, le, să, să nu mai avem nicio șansă să adică să scape. Nu, așa, să pornesc cu nu știu ce plângere, să mă trezesc că uh, sunt blocat și nu mai, uh, nu mai pot să-mi repar nici mașina, cine știe, că mi-a și spus, dacă deschid uh, asta, nu mai puteți să vă reparați mașina. Trebuie să așteptați, păi și, și ce fac, aștept 5 ani? <l> Ar fi culmea să mă trezesc că aștept cu mașina stricată 5 ani, da? Să se rezolve dosarul penal și... După 5 ani să zic că scuza, domnul Lucas, dar l-am clasat, că n-am avut probe, n-am avut amprente. Uh, bun, deci, repet, nu am scris plângere penală, o puteți spune, știți, ca procuror îți permiți orice, ai să zic că e, e, sunt fapte foarte grave, nu mai sta, dă-i număr de penal, și mai, e pe drumul cel bun, observați. Deci nu mai poate fi, co, copății, că mă retrag, că nu mă retrag. Gata, suntem pe el, domne. E, e, pericol public aici omul ăsta. Sau oamenii ăștia. Mai ales că e vorba de zona curții de da apel. Dar și noi, ce suntem? Suntem uh, de populație de, de bandustan în Africa. Eu zic că fiind și o zonă aici foarte importantă, e vorba oameni. era de... uh, să spun și eu o prostie. Deci aveți grijă. Dați, domnule, acum, că nu vă asta să dați număr de dosar penal. Da, repet, un plic scurt. Nu, nu, Urmarea situației dumneavoastră cu mașina, vă anunțăm că noi am deschis numărul pe, știți dumneavoastră, 2 xxp pe 2023. Atât nu spuneți că veniți la audier, că nu știu, spune... doamne, v-a spus, atât e, ce v-am spus eu. N-am ce audier să vin. Ce să facem, să pierdem timpul, să ne, să ne vedem? Deci, nu are niciun sus. de Toată situația o aveți. Pă... Da, am și turnat video ăsta, dar nu mai am ceva foarte important de spus, legat de noile explozii teribile, noile catastrofe de pe traseul conductei Transgaz și al autostradei, mai curând. Pentru că eu am publicat părerea mea și este pe Facebook, dar ca de obicei, tot făcând un videoclip foarte important. Pentru siguranța noastră și a tuturor cetățenilor în acest cartier, dar și a personalului, îi repet, al curții de apel ploiești și al tribunalului. E și tribunal aici, da? Judecător de tribunal, de civil, de, de penal, grefieri, tot, tot, tot. Aparatul de IT, ce mai e, da? În interior. Vă spun eu că ăștia nu iartă, ăștia lovesc crunt. Când o vedea o poșetuță de aia de, de crocodil, vă spun că ăsta staie capul. Și dacă e mai seara noaptea, îți face cum mi-a făcut, mi -a făcut mie mașina. Da? Așa. Deci ultimul text publicat de mine pe Facebook este așa, referitor la situația cu această conductă care a explodat și în mod normal nu trebuia să explodeze, este așa. Din stat vă spun că nu trebuia să explodeze, pentru că toate astea conductele sunt făcute în proiecte mari, naționale, sunt verificate de zeci de ingineri proiectanți. Iar după execuția proiectului, sunt reverificate și remăsurate traseele și toate cotele posibile. Deci, în mod normal, nu există ce tot aud pe la televizor și pe la radio că a făcut aia, că n-a fost aia, că a dat cu cuva, că e de vină muncitorul. Dom'le, eu am câteva idei foarte scurte, care le aveți la mine pe Facebook, dar nu știu dacă aveți timp fiecare să le citiți. Mai bine să le includ în acest video. Sunt așa. Sunt foarte logice, deci nu trebuie o pregătire superioară să le înțelegi sau uh, eu știu. Uh, bună ziua! Abia a trecut scurt timp de la Crevedia, de la explozia cu GPL, că auzim iar o catastrofă. Că e deja o catastrofă, 4-5 morți, încă pe atâția răniți, uh, mașinile alea făcute foiță, deci e ceva groaznic și acolo. Uh, pe traseul unei autostrăzi, n-am specificat pe care pe Facebook, dar aia să știe că toată ziua sunt la televizor, la știri. Un escavator se spune că a agățat conducta de gaze a transgas. Moți și răniți din nou. Dar, deja, asta este o prostie umană, dusă la extrem. De ce nu este vizionat acest videoclip? Mă refer la videoclipul meu cu Safety, în proiectarea de petrol și gaze, publicat. Uh, nu data trecută, acum două dăți. De deci acela cu safety, deci în uh, uh, safety și siguranță uh, în proiectarea cu petrol și gaze. Uh, unde spun eu aici uh, din, de ce nu este vizionat videoclipul? Că acolo nu se referă chiar la GPL și să vă citesc exact ce am publicat pe Facebook. De motivele sunt din infatuare, din gomozitate și firoscoșenie. Uh, suprapuse, bineînțeles, pe incompetență. 1. Uh, deci punctul 1. Vorba domnului uh, primar. E, chiar citesc de pe pagina a domnului uh, primar Andrei Volosevici uh, postarea asta. Deci, 1. O autostradă nu are ce căuta peste o conductă de gaze la 50 de bar presiune. Adică, ce când apare o problemă, ce facem? Distrugem autostrada și săpăm după conductă? Ăsta este punctul 1. 2. Prin absurd că ar fi o vecinătate mică, conducta e la 1,80 m sub Pământ. Toate normativele prevăd asta de proiectare și de execuție. Ce caută o cuvă de excavator acolo, la 1,80 m? Altă întrebare. Deci nu vă dau răspunsul. Sunt întrebări care trebuie puse, sigur că da și rezolvate în cadrul anchetei. Noi nu facem anchete aici. Pur și simplu spunem ce înseamnă proiectarea și construcția unor astfel de proiecte. Da? De gaze, de data asta. Proiector autostrăzii nu au avut aprobări de la Transgaz? Iarăși întrebare. Cei care au făcut să înrodați pe un proiect cunosc foarte bine lucrul ăsta. Inclusiv traseul cartografiat cu cote finale al conductei. Iarăși se mă Deci nici asta nu era cunoscut? Da, îmi permite aici o completare. Și dacă nu era cunoscut, Cine e de vină? Dar dacă era cunoscut, cine e de vină? asta e clar că ancheta trebuie să le rezolve. Dar că nu îmi permit eu aici să dau cu Bobi. Că e de vină ăla sau e de vină ăla. Da, o să știu. Astea sunt chestii universal valabile în proiectare. 4. Escavatorul cu ce cuva a avut de a crăpat baritai conducta? Aici o mică greșeală de ortografie de fapt de corector. Îmi face probleme corectorul și întoarce cuvintele, le întoarce sensul. E tipărit barity, dar de fapt. Baritai conducta în sensul că e mare și e groas. Și izolată cu niște de astea foarte groase. Da? Izolate, anticoroziv, anti... Știți că de groasă este o conductă la 50 de bar presiune? Gaze? Domne, nu poți cu cuva, cu să distrugi barii tai conduct. Deci, e încă o prostie. Nu continui că mă doare capă. chiar mă durea capul, efectiv, că mă uitam la emisiunile alea și fiecare își dădea iarăși cu părerea că-i dă vină ăla, că-i dă vină copilul, că-i dă nevasta, că-i dă nu știu cine. Deci, numai cine trebuie nu era de nu știu cum să vă spun. Uh, nu continui că mă doare capă, dar cu atâta incompetență, puerilism și prostie crasă, nu vă mai dă nu ca popor multim. Uh, domne, nu știi, dacă nu știi ceva, învață. Deschide o carte, un proiect făcut de alții, nu încorda mușchii și a prins focuri până la cer. La revedere! Deci asta am publicat pe Facebook și atât de bine se potrivește încât am ținut să o includ și în acest videoclip. Deci atât de bine se potrivește și uitați că se verifică fiecare punct, reluați-le și citițiile și reluați și videoclipul acesta până le înțelegeți. Nu le înțelegeți complet, nu pot să vi le exprim acum, că am să mai punem două ore la videoclipul ăsta, dar consultați-vă cu cineva de specialitate și întrebați. Nu e. Ce vrea să spun asta aici? Și imediat o să vă explice oricine care a lucrat în petrol și gaze, nu neapărat ca proiectant și ca constructor. Întrebați și un maestru, un șef de echipă, un muncitor calificat. Nu o să întrebe acum un necalificat, că probabil ăia au făcut ce au făcut, da? Dar săracii n-au, se pare că nu va avea așa multă vină sau ori avea și ei un pic de vină, dar vina e altora, de fapt. E, nu știu, eu așa deduc, nu sunt, v-am spus, nu fac pe rezolvitorul de cazuri. Aia e anchetă. Se poate desemna cei mai buni experți, dacă se dorește, din România. În... A, sigur, se... să nu fie superficial. Că dacă vine unul și zice, e cum cântă toți, că e de vină la care a murit. Nu, să pricepeau. Erau... erau proști. Dar, nu se să mai rezolvă nimic atunci. Deci, dacă, dacă o luăm așa, cum să vă spun, subțirel. Nu mai rezolvăm nimic, și mi-e îmi pare rău că. Observați uh, videoclipul de acolo două dăți, ăla cu safety, proiectarea în și gaze, deci nu cel cu uh, tragedia cu, uh, cu cataclismul de la uh, GPL de la Crevedia, deci cel în care apare o haină galbui, așa, da? cu cravată, care este foarte bine făcut, dar trebuie să te pricep să-l interpretezi, pentru că undeva și aceste lucruri sunt incluse acolo, dar nu li se spune exact așa ca aici. Li se spune altfel, ca evenimente, ca... Înțelegeți dumneavoastră. asta. E păcat că începeți să faceți corelații între ele și vă dați seama... <coughs> așa dacă luăm de bune tot ce spun ăștia... Dumnezeu, ajuns la niște absurdități. Nu poți să te iei ce spun ziariștii, ce spune neacutică, la 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 care a văzut explozia și a sărit pălăria, sunt oameni simpli care nu... nu pot să dea verdicte, nu, nu pot să facă corelații rapide. Ați văzut în câteva... Deci, cine dorește... Uite, nu o să mai... Deci este ultima postare de pe pagina domnului primar Andrei Liviu Volosevici și o găsiți aici scrisă. Dacă doriți, sunt... Nu e foarte mult de citit, că vă dați seama, sunt patru puncte, o introducere scurtă și un final scurt. Vi le-am citit, da? Și le găsiți aici scrisă. E, și, a, și sub el găsiți și videoclipul de care vă povestesc și abia urmă nu le mai căutați. E deci intrați aici pe pagina domnului primar Andrei Volosevici, de Facebook, atenție, nu trebuie să... Probabil că, nu știu, trebuie să... ar putea să vă trebuiască să vă dea friends. Nu știu sigur. Că nu e, nu știu dacă e vizibilă public. Adică la, chiar la tot publicul. E vizibilă la prietenii dânsului, da? Are... Uh, cum scrie? 4.000 sau 3.500 de prieteni. Deci ei văd acest articol. Dacă nu uitați, dacă nu îl vedeți și nu sunteți între prietenii domnului primar, Uh, și probabil că nici nu are cum tehnic să vă dea chiar la așa mulți, că dacă veniți de 5.000 și cereți prietenia, vă dați că i-ați blocat uh, contul, de fapt. Nu, nu merge. Eu am 15.000 de uh, urmăritori, dar sunt, pentru care și vreau, dar sunt persoană publică și e alt tip de cont. Numai, nu, mai, se mai compară cu contul normal care știți dumneavoastră. Uh, și astea fiind spuse, uitați-vă la mine și dați un pic înapoi. Nu o să mai publică, am pus alte postări acum. O să pun acest videoclip, sigur că da. Mâine, probabil, pe până mâine să încarcă. Deja văd că face o oră și 45 de minute și pe semne abia mâine va fi gata, într-o formă primară, că ele e 4K, filmat cu camera, dar ați văzut, până procesează la 4K poate să dureze și o săptămână. Dar îl puteți vedea la diverse rezoluții îl vedeți la HD, la Super HD, chiar mai jos de HD, deci sunetul se aude. Imaginea se vede, dar se vede mai prost. Abia peste, să zicem, 5 zile se va vedea perfect imaginea, sunetul și uh, îl puteți da pe ecrane mari. Acelea foarte mari, de perete, de tot ce aveți dumneavoastră pe acasă. Eu știu că suntem foarte ner nerăbdători. Dacă sunteți nerăbdători, nicio problemă, vizionați-l și la rezoluție mai mică. Că nu se întâmplă nimic, nu, nu s-arde nimic, nu s-arde YouTube-ul. <gânghe> Înțelegeți? E, cu asta mă bucur că am mai interacționat un pic, asta este farme cu acestui uh, uh, Facebook, că îți poți socializa cu fanii tăi, da? cu prietenii tăi, nu neapărat cu fani, că nu toată lumea are fani, fără să pierzi timpul, fără să te duci la bodegă, să bagi în tine că băutură, pălingă și toate prostile fără să te soi după aia la volan drogat bine și să omori de trei oameni din prima, ca croitorașul cel viteaz, știi, a băut bine, da, s-a drogat bine și a omorât, a ras trei dintr-o lovitură. Domne, așa s-a ajuns. Și în afara acestor croitorași vitej care omoară ca brânză la volan, au apărut și cei pe lângă mașini, da, care omoară tot, oglinzi, cauciucuri, le împungere distruge potiere, încearcă să fure, zgârie, să supără pe mașină, să supără pe viața lor, să supără pe toți și ferească Sfântul să-l fi prins cineva, atunci o mamă cu un copil, că vă spun că sigur le omora. Deci ce a făcut nenorocitul ăsta ar fi intrat într-o asta e descoperit deja și s-a cunoscut fața și sigur poate omora pe cine avea în jur. Nu? Probabil că el se contează că nu l-a văzut nimeni. Da, haide să-i dăm o mare surpriză, da? Ani întregi bun de pușcărie și un film clar în care să se vadă acest nenorocit. Cine este? Și dacă are mașină, să-i fie confiscată mașina pe viață. Și pe viață să nu mai aibă dreptul să conducă. Dacă a făcut-o cu mașina. Dacă a făcut-o ca un criminal pe jos, să stea în pușcărie până m-a chemat pe mine Belmondo. Asta să se întâmple cu el. Asta fiind spuse, vă cu drag, e deja se face o oră și 45 de minute. Mă bucur din nou că am interacționat și sper cu folos. Deci, atenție la cine vă asigurați. Eu nu mai văd la cine. <laughs> Pentru că mă înțelegeți de ce vă spun asta. O seară frumoasă la toți! Mult succes la lucrul la dosar, la toate instituțiile implicate și să dovedim că infractorii și criminalii nu au ce căuta în libertate, mai ales în vecinătatea unei curți de apel. La revedere!